să-mi iau ochii de acolo. Nu mai avem floricele? Nu-ți face griji, draga mea, mă ocup eu. Așteaptă-mă aici. O să pun boabele de porumb în tigaie și le încing. Sper că-ți plac crocante și carbonizate. La gunoi cu ele. Hai să încercăm iar. Cred că o să meargă cu asta. Nu mai durează mult. Sunt pregătită. Putea să iasă nasol. Dar avem o floricică, vezi? Da, bravo. Avem nevoie de aparatul ăsta. O să pun boabele de porumb în aparatul de făcut floricele. Uite așa. Apoi putem să punem capacul. Hai să-l pornim. Oh, face ceva? Wow! Face floricele! Multe floricele delicioase! E mult mai simplu, nu-i așa? Ce somn grozav! Trebuie să mă pregătesc. O să încep prin a mă spăla pe dinți. Iar a consumat bunica toată pasta de dinți. Noroc că mai e alta aici. Și acum aștept. O să mă ascund și o să o prind în fapt. Cada e locul ideal. Dar trebuie să nu fac gălăgie. Cred că aud. Ce respirație urât mirositoare am. Ce-am mâncat? Gata. Trebuie să mă spăl pe dinți. E atât de înceată. O să mă distrez în timp ce aștept. Aproape am ajuns. Mai am câțiva pași. În sfârșit am ajuns. Să-i frecăm bine. Unde e pasta de dinți? Aha! Pun un pic. Un pic mai mult. M-ai prins! Adică, da, draga mea? S-a întâmplat ceva? Dăm pasta de dinți. Ar trebui să folosești dozatorul ăsta de pasta de dinți. Se pune pasta deasupra, apoi îl prind pe perete. Când apeși mânerul, iese cantitatea potrivită de pasta de dinți. Vezi? Ce gadget mic și util! Cremă de ciocolată! Neața! Ai dormit bine? Te rog, spune-mi că aia e ciocolată și nu altceva. E așa gustoasă! Cred că mai trebuie așa. Dezgustător! Cine te-a învățat bunele maniere? Stai, eu am fost. Mai bine curăț pe aici. Mai e ceva în borcan? O banană? Bleah! Măcar mănâncă fructe. Ia să vedem ce mai e acolo. Suc? Cum de e posibil așa ceva? Tinere, trebuie să facem ceva în legătură cu miseria asta. Scoatem ochelarii. Mami, am făcut baie săptămâna trecută. Nici o scuză, trebuie să te spăl. Mami, vreau suc, nu apă. Asta are gust nasol. Nu te mai plânge. Dozatorul ăsta de săpună îmi dă o idee. Hai să te ștergem. E timpul pentru mâncare. Termină, o să faci iar mizerie. Încearcă asta. Ciocolată care țâșnește! Wow! Poftim! Ciocolată fără mizerie! O să întindem chestia asta! Dăm! Bun! Mai mult! Fix cum îmi place! Papă tot, puiule! Încă un somn până merg la teatru. E atât de palpitant! Abia aștept! Ce somn oribil! Mă simt groaznic! Aciu! Mă doare tot corpul! Bună, somnoroasă! Eu nu mă simt așa de bine! Stai să văd, ai febră? Pune-ți asta pe frunte! Siropul de tuse o să te ajute! Gura mare! Bleah! Trebuie să te odihnești! Dar teatrul... Nu pot să-l ratez, îl așteptam de atâta timp. Îmi pare rău, scumpă, ești bolnavă. Stai puțin, cred că știu cum să te înveselesc. Ia o cutie de cereale și decupează un dreptunghi. Întoarce cutia orizontal și lipește o bandă de hârtie autocolantă. Repetă treaba cu o hârtie autocolantă de o altă culoare.
Alternează culorile până când acoperi toată cutia. Apoi folosește foarfeca pentru a decupa hârtia care acoperă gaura. În continuare, ia două șervețele și pliază-le. Uite așa! Lipește șervețelele în interiorul cutiei, fă două găuri în partea de sus a cutiei și bagă niște bețișoare de înghețată prin ele. La final, desenează niște personaje pe un carton și lipește-le pe bețișoarele de la înghețată. Ești gata să vezi spectacolul? Wow! E grozav! M-am gândit că teatrul ar putea să vină el la tine. Cum ți s-a părut interpretarea? Iu, a fost dezgustător. Sper că nu e ceva contagios. Putem fi bolnavi împreună? Grozav! E așa distractiv, tati! Uite, ai văzut ce-a făcut el? Ce prostuție! Scumpo, dă-i și tăticului tău niște înghețată. O mănânci pe toată. Ok, dar doar o lingură. Mersi! Mă întorc imediat, tati! Ei, ce bună e! Ok, revin la film. Poate... nu pot. Am zis că iau doar una. Încă o gură nu strică. Filmul ăsta e bun. Încă o lingură. Gata, promit. Asta e seara perfectă. Ha? Oh, nu! Unde a dispărut? Ce mă fac? Spun că am mâncat-o câinele. Stai, nu avem câine. M-am gândit că și Puffy ar vrea să vadă filmul. Mersi că mi-ai ținut înghețata, tată. Ai mâncat-o pe toată? A fost înghețată, a fost așa gustoasă. Gata, plec de aici. Adio. Pa. Scumpo, ce o să-i spun mamei tale? Nu! Trebuie să înlocuiesc înghețata, rapid. Suc de morcovi, sunt un geniu. Toarnă niște suc într-un pahar. Pune niște folie de aluminiu deasupra. Apasă bine folia și apoi bagă un băț de înghețată prin ea. Bagă sucul la congelator și așteaptă să se întărească. Pix la timp! Hei, tati! Înghețată pe băț! Am făcut-o special pentru tine! Pentru mine? Wow, delicioasă! Bună de tot! Mă bucur că-ți place! Iu, era cât pe ce! Of, nu știu ce să mai fac! Gustă nițel, scumpo! Nu, nu vreau! E scârbos! Ah, știu! O să-ți dau jucăria asta! Nu! Bine, dar ce zici de toate popiturile astea? Am deja unul! Vezi? Păstrează-le! Am încercat! Ce zici de servieta asta plină de bani? Imaginează-ți câte dulciuri ai putea să-ți iei! Ce de bani! Nu, nu mă poți cumpăra! Nu vrei deloc să ajungem la o înțelegere? Nu-l vreau! Vai! Bucătăria mea frumoasă! A fost distractiv! Vreau să mă joc cu sirena mea! O sirenă? Mi-a venit o idee! Ca masa să fie mai distractivă, ai nevoie doar de o lingură și niște lut modelator. Aplatizează lutul modelator. Apoi înfășoară-l pe mânerul lingurii și pliază-l. Apoi modelează partea de jos a lutului în formă de coadă de pește. Uite așa! Apoi folosește o unealtă de sculptat ca să adaugi niște detalii pe coadă. Scrijelește ușor lutul cu unealta. Arată bine! Acum hai să facem niște solzi! Începe de sus și coboară până la baza mânerului. Nu uita să nu fie prea adânci urmele. Doar atinge ușor cu unealta suprafața lutului. După ce ai terminat, pune lingura pe o tavă și bagă-o în cuptor. Așa o să se întărească lutul. Scoate din cuptor și așteaptă să se răcească. La final pictează lutul cu argintiu. Sper să meargă! Wow! O lingură de sirenă! E așa magică! Ce fetiță cu minte! Bună, iubire! Tati! Bună, scumpo! Ăsta-i mic dejunul tău! Nu mănânc chestia asta! Nu, iar! Așa tată, așa fică! Nu, nu se va întâmpla! Ce zi! Hai să mergem să o vedem pe mami! Bună! Te-ai distrat la școală? Pantofii tăi sunt puși greșit! Bună, mami!
Bună, dragă! Școala a fost plictisitoare, mami. La fel și munca. Ce avem la cină? Sunteți acasă acum. Descălțați-vă și duceți-vă la joacă. Mă duc să desenez! E necesar o rezolvare rapidă. Știu exact ce e de făcut. Scoate branțurile din pantofi. Printează un personaj din desene pe o hârtie rotundă și tai-o pe jumătate. Pune lipici pe partea cealaltă a hârtiei. Apoi lipește partea stângă a desenului pe branțul stâng. Fă la fel cu branțul drept. Pune branțurile în pantofii care trebuie și acum poți diferenția stângul de dreptul. De ce nu te duci afară la joacă? Da! Mami! E un iepuraș în pantoful meu, dar arată cam ciudat! Mult mai bine! Wow, ce simplu e! Ai reușit, scumpă! Bravo! Ceva nu e în regulă! Stai așa, mă descurc eu! Pantofii mei se uită la mine! Dacă... poate merge să... e complicat! Am reușit! Dacă îl pun pe ăsta aici, simplu! Era cât pe ce să par un tântălău! Așa, mult mai bine! Pe curând, mami! Sunt așa norocoasă să am o familie minunată! Prostuță, dar minunată! O să iau-o de asta! Bună alegere! Poftiți! Poftim, Betty! Să mergem, draga mea! Delicioasă! Stai așa, scumpă, trebuie să răspund la telefon! Alo? Bună! Mă bucur să te aud! Mami! N-a făcut-o! Nu te cred! Ok, Betty! Acadeaua mea! Ar trebui să ridic! Pare murdară! Unde mi-a dispărut balonul? Nu! Vin înapoi! Îmi pare rău, balonule! De ce li se întâmplă chestii rele oamenilor buni? Betty, ce s-a întâmplat? Te sun eu înapoi! E ok, scumpo, o să rezolve mami problema. E urgență. E o plăcere să facem afaceri. Ar fi trebuit să-mi continui facultatea. Trebuie să nu se mai întâmple chestia asta. O să înfășor panglica în jurul acadelei. Ar trebui să meargă. Poftim, Betty! Wow, mersi, mamă! Uite, balonul meu nu mai zboară. Ce drăguț, scumpo. Sunt așa fericită. Mami? Te salvează, mămica? A fost interesant! Vrum, vrum! Frână! Să vedem, i-am luat destule jucării? Să nu-i uit șapca și cartea mea și șervețelele în caz că se murdărește. E deja plin! Haide, intră acolo! Știu că încapi! Grozav! Ce mă fac acum? Cu ce se joacă el acolo? Hei, mami! Ăla era al meu! Ok, stai să scoți jucăria asta din recipient. Acum că e gol, pot să-l umplu cu niște șervețele umede. E un recipient mic, dar șervețelele devin și mai mici când se împăturesc. Așa, cred că ajung. Și acum ocupă mult mai puțin spațiu. Hei, mamă! Uite ce pot să fac! Am o față de chips! Da, ce treabă, isteață! Bravo! Așteaptă puțin, totuși! Stai să-mi iau șervețelele! Asta e una dintre cele mai deștepte chestii pe care le-am făcut în ultima vreme! Așa! Mămica vrea să-ți curețe fața, nițel! Gata! Ești curățel! Exact cum îmi place mie! Ce după amiază plăcută! Vai! Scumpule, uite, rățuște! Mamă! M-ai făcut să dau pe mine! Vai! Nu-ți face griji, rezolvi o problema. Vezi? Încă am șervețele. Gata, l-am șters pe tot. Tricoul tău e iar curat. Mai bine mănâncă mărul ăsta în loc de suc. Vrum, tirip, păzea, trec. Mrr, camionul Dino te-a lovit. Mrr. Scumpule, ce faci acolo? Scumpule, scumpule, mami te întreabă ceva. Vai, mâinile tale sunt pline de pământ. Ce bine că am iar șervețelele astea. Stai să-ți curăț mâinile, trebuie să le frec bine. Gata, acum ai iar mâinile curate. Ura! Mersi, mamă, te iubesc cel mai mult. E ora de culcare, scumpa mea. Poftim, ursulețul. Mersi, tati. Somn ușor, Ava, ne vedem dimineață. E prea întuneric. Nu-mi place deloc.
acum e top de reglat chakrele. Vin imediat, scumpa mea! Cine e? Vrei să ne batem? Adică e totul bine? Era întuneric și apoi a început furtuna. Hei, totul e în regulă. Nu te speria. N-ai pățit nimic. Sunt aici cu tine. Vrei să-ți citesc o poveste? Închide ochii. A fost odată ca niciodată. Doar medusă. Nu pleca! Șt! N-am plecat nicăieri. Încetişor. Tati! Acum e mai bine. Ah, serios? Cred că am o idee. Am o mănușă de cauciuc la îndemână. Ha! V-ați prins? O să pun mănușa în paharul ăsta. O să fixez mănușa pe margine. Am umplut un alt pahar cu orez. O să torn orezul în mănușă. Apoi o să scot mănușa din pahar și o să-i fac un nod. Cred că o să funcționeze. O să-i o pun pe braț. Da, acum pot pleca pe furiș. Au, degetul meu! Ah, nu plânge! Poftim, ți-a pregătit o gustare sănătoasă. Nu, nu vreau așa ceva. Scârbos, vreau un burger. Oh, doamne, nu poți. Trebuie să mănânci fructele astea. Poftim, gustele, știu că o să-ți placă. Am zis nu, vreau un burger. Mai vedem noi. Uite, vine mărul. Uite-l, gura mare și ia o mușcătură. Haide, scumpo, adormerele, sunt preferatele tale. Ok, ce zici de ciocolățica asta delicioasă? Uite că vine. Wow, ador ciocolățelele. Ura, o vreau. Se apropie și mai tare. Nu, am zis că nu vreau mere. Of, ok, hai să încercăm așa. Uite cine e la mine, Annie. Exact, domnul Ursulescu a venit să te viziteze. Poftim, acum dă-i o îmbrățișare. Thank you. Perfect, nu e deloc atentă. O să-i strecor merele astea. Nu, nu le vreau. Merele nu au voie aici. Of, îmi cam pierd răbdarea. Trebuie să pot face ceva. A zis că vrea un burger. Știu, sigur o să păcălesc de data asta. E timpul să încep să-i pregătesc un burger din fructe. Mărul o să fie chifla. Kiwiul salata. O felie de piersică pe post de carne și căpșunele și bananele în loc de sosuri. Pot să fac și niște cartofi prăjiți din mere. Scumpă, ți-am făcut un burger așa cum ai vrut. Wow, un burger întreg doar pentru mine și cartofi prăjiți. Cartofii prăjiți sunt preferații mei. Ura, e timpul pentru burger. Delicios, e cel mai bun burger din lume. Ce fetiță cu minte am. Ce drăguță ești, păpușico. Ia ceva dulce, scumpa mea. Nu, nu vrei să mergi la baie înainte să plecăm, nu? Nu. Hai să mergem. Ok, ok, ai răbdare. Ce distractiv e! Yuhu! Ce frumos e în aer liber! Să nu te îndepărtezi, scumpa mea! Ce drăguț e! Îl vreau! L-am prins! Miroase bine! Ups! Trebuie să merg la baie! Tati! Tati, avem o urgență! Eram sigur! Ok, vino cu mine! Grăbește-te! Trebuie să găsesc un tufiș sau ceva pe aici. Aha, perfect! Poți admira natura cât îți faci treaba. Nu cred. Ok, stai să mă gândesc. Știu, hai cu mine. Unde e? Tati! Poftim! Glumești, nu-i așa? Nu! Gândește rapid, e treabă serioasă. Asta ar putea fi utilă. Știu, mai stai puțin. O să pun găleata asta în portbagaj. Și capacul ăsta va fi un fel de colac de toaletă. Tronul e gata. Fix la timp. O să prind pătura asta aici ca să nu te vadă nimeni. Provocările vieții de părinte. Ups. Hei, grăbește-te. La 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 la. Ava? Să vedem. Unde să pun astea? Vai de mine! Uite ce de cuțite! Nu se poate așa ceva dacă îngerașul meu umblă aici! S-ar putea răni, nu ste zilele astea?
Oh, nu, nu, nu! Nu pot să las așa ceva aici! Trebuie să le ascund pe toate astea ca să nu le găsesc! Mult mai bine! Acum o să fie în siguranță! Ok, ia să-i strâng jucăriile! Stai puțin! Colțul mesei e atât de ascuțit! E aproape mai rău decât cuțitele alea! Ar putea să se lovească de el! Oh, nu! Nu genunchii ei mici și prețioși! Nu vreau ca masa asta să o facă să plângă! Vai! Oh, nu, nu! Nici gând! Imposibil! Nu o să țin o asemenea mașinărie mortală în casa mea! Gata! Pernele sunt bine fixate pe colțuri! Nu mai sunt ascuțite? Clar o să fie în siguranță! Să nu uit să încui ușa! Oh! Stai! Prizele! Prizele din casă! Nu! Ce face? O să se rănească! Nu, 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 nu! Nu, puiul meu! Stai pe loc! Să nu bagi niciodată nimic într-o priză! Of, și uită-te la tine! Ești atât de murdară! Stai să încerc să te curăț! Ah, ce mă fac eu cu tine? Hmm? Hei, stai puțin! Capacul de la șervețelele astea ar putea fi soluția! Da, clar o să meargă! Trebuie să fac câteva modificări! Așa, pot să scot capacul și să-l lipesc pe priză! Acum este un capac de perete! Ar trebui să-i țină degețelele curioase departe de priză! Ok, să fii cu minte când mămica e plecată! Stai puțin! Fierul de călcat! Nu o să pot să plec niciodată de acasă! Zâmbește, scumpo! Stai să-mi aranjez părul! Gata! Hai să facem una împreună! O să arate bine! Hai să o vedem! Oh, adorabilă! Oh, știu! Mama? O să iasă grozav! Oh, te-ai întors! Ce zi! Dar am adus pozele! Mamă, nu trebuie să faci asta! Putem să folosim această mini-imprimantă! O să folosesc aplicația de pe telefonul meu ca să selectez filtrul. Apoi apăs imprimare. Wow! Ia uite! Tu ești! Nu-i așa că tehnologia e uimitoare? O să încerc și eu! Am reușit! Pozele astea sunt amuzante! Stai să le vadă și prietenele mele! Wow! Ce frumoase suntem! Nimic nu e ca o zi relaxantă în care îți speli mașina. Fiu, ce cald e! Oh, ia te uită! Trebuie să-mi sug burta! Trebuia să fi fost acolo! Ia uite! Nimeni nu-mi rezistă când îmi scutur părul! Salutare, domnișoarelor! Vrea să fie amuzant, nu? Clasic! Râd cu mine, nu-i așa? Oh, nu! Ah, tipic! Asta e, o să-mi continui treaba. Trebuie să o curăț bine. E impecabilă. Am făcut o treabă bună. Sunt mulțumit de cum a ieșit. Sunt gata de școală, tati. Intră, scumpo. Super, hai să mergem, tati. Hai să punem niște muzică mai întâi. Ador melodia asta. La, 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 la! Nu! Ce faci? Ups! Scuze! Abia am curățat mașina! Dar pot dansa un pic totuși? Iuhu! Ce ți-am spus eu mai devreme? E ok! Respiră! Adu-ți aminte de orele de yoga! Stai! Am o idee! O să folosesc tricoul ăsta! O să-l bag peste tetieră! Apoi o să-l trag în jos peste scaun! Acum poți dansa, scumpo! Mersi, tati! La, 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 la! Hai să mergem! Simt mirosul! Suntem de aproape! Uite-le! Și sunt doar ale noastre! Par delicioase! Unde vă grăbiți? Alea nu sunt dulciuri! Dar sunt sănătoase! Ce plictisitor! Gata cu dulciurile, bine? Asta crede ea! Hei! Ce e? Uite! Jos! De ce mă chinui
Eu am crema de ciocolată. Grozav! Dar ce facem cu mama? Nu poate să vadă asta. Mă ocup eu. Scumpo? Vai! Hai să dansăm! Wow, tata e atât de grațios! Mă rog, acum e șansa mea. O să iau o banană. Acum o pun aici. Alo? O să introduc tubul în capătul celălalt și o să-l răsucesc. Ăsta o să scoată centrul bananei. Uite așa! Îl vrei tu? Ți l-am oferit! Un pai din banană! Un deliciu! Acum hai să umplem banana! O să pun crema de ciocolată în compartimentul ăsta. Acum e gata! Trebuie să apăs menerul. Apoi scot banana. E umplută cu o minunăție de ciocolată. Mai trebuie doar să o descoșesc. Ce bine arată! Niciodată nu le-am putut rezista mișcărilor tale delicate. Mă simt ca o adolescentă iar. Ce fată cu minte ești, mănânci o banană. A mers? Ia uite! Wow! Mersi, puștoaico! A meritat să-mi scot la iveală mișcările de dans. Oh, e bun!